am ascultat în decurs de, să zic eu, 9 luni rugăciuni prin mai multe biserici și cam 92% din toate rugăciunile care le-am ascultat se focalizează pe persoană. Ajută-mă, binecuvintează-mă, sănătatea mea, copiii mei, familia mea, serviciul meu, totul e despre sine. Avem o tendință să ne focalizăm pe nevoile personale în rugăciune. În rugăciunea Tatăl nostru nu este așa. Îl pui pe Dumnezeu pe primul loc și apoi nevoile și altora, nu numai ale tale. Nu e nicio problemă să prezi nevoile tale lui Dumnezeu în momentul în care întâi l-ai pus pe el, nu pe tine. Și am zis așa că, zice, sfințească-se numele tău, am explicat ce înseamnă, cei care n-au auzit, poate să asculte pe internet, vie împărăția ta și acum ce urmează? Facă-se voia ta. Facă-se voia ta. Ce înseamnă facă-se voia ta? Păi să vă dau un exemplu. Eu nu înțeleg fotbalul american, adică cine înțelege jocul ăla? Nu, nu face niciun sens. Stai acolo, te plictisești, aruncă unul, o minge, fug toți ca disperați în jurul pătratului. Nu înțeleg, eu înțeleg fotbalul adevărat, fotbalul european. Și când joacă Brazilia cu, 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 Portugalia, atunci, fratele meu, te uiți și ești cu mintea și cu sufletul în televizor. Și eram așa atent la televizor și gol! Și soția intră pe ușă și începe să vorbească. Și ea vorbește și eu zic, aha, aha, aha. Și ea vorbea și eu zic, aha, și cu ochii eram în televizor și cu mintea în televizor. Și ce? tu mă auzi zic? Și zic, ha? Și ce cum spui tu că mă iubești dacă tu n-ai habar de ce zic? Păi zic, nu te iubesc cum te iubesc, drăguța mea, iubirea mea, te iubesc cu toată inima. Dar acum ai meciul, lasă-mă în pace. <laughs> Înțelegeți ce vreau să zic? Te iubesc din toată inima, e ușor de zis, nu costă nimic. Dar acum ai meciul, te rog să mă lași. Care e prioritatea? Meciu. Și zice, dacă mă iubești, te rog frumos, fă ce spun. Păi zic, poți să te iubesc fără să fac ce spui? Mi-a dat o listă de cumpărături și ce trebuie să te duci acum, că vin vistatorii. Zic, să dai seama ce spui să mă duc acum să pierd meciul. Păi ce îl urmărești după aceea înregistrat? Nu-i una, eu vreau să-l văd pe viu. Ce dacă îl vezi pe mort, du-te imediat dacă vrei să-l vezi pe viu. du-te imediat, că altfel îl vezi pe mort. Am tăcut din gură, pentru că se zice așa, happy wife, happy life. Înțelegeți ce înseamnă? Soție fericită, viață fericită. Și dacă nu fac aia, o săptămână, două, nu-s fericit. Mai bine fac aia și am viață bună. Am tăcut din gură, m-am ridicat și am făcut ce a zis și gata, am fericit, nu? Frații mei, ce înseamnă să faci voia lui Dumnezeu? Ce înseamnă să faci voia lui Dumnezeu? Credeți că prin faptul că te gândești așa, tânărul bogat, tânărul bogat, da? Vine la Isus, Ce, Doamne, ce să fac să câștig împărăția vești? Să, cum a zis? Ce să fac să? Să? Să moștenesc, că ăsta e cuvântul, tu inherit. Să moștenesc. Ce trebuie să faci ca să moștenești? Ce trebuie să faci ca să moștenești? Nimic, frate, moștenirea nu e că faci ceva. Moștenirea e că ești copilul lui cuiva. Și când cineva moare, tu moștenești, nu? Are un testament și moștenești. Nu faci nimic să moștenești, faci să câștigi, e cu salariu. Cu moștenirea e vorba că te-ai născut într-o familie care au o moșie și o moștenești. Ce să fac să moștenesc? Și Isus se uită la Adventistul ăsta și zice, asta nu înțelege drog, neprijinerea prin credință. O predică toată ziua, dar în practică vorbește de una și face alta. Și Isus spune, uite, hai să vedem, o luăm de la capăt. Pe limba ta și apoi pe limba care trebuie. Păzești poruncile. Da, Doamne. Trăiești sănătos. Da, Doamne. Știu reforma sanitară, brațul drept, știu cu tare, mănânc cu tare. Ok. Cunoști doctrinele. Da, state profețiile, tot, tot, tot. Bun, extraordinar, nemai pomenit. Vin de tot ce ai și urmează, mă. Și asta ce zice? Ups. Dar te iubesc cu toată inima, Doamne, dar nu pot să vând totul. Cum a fost cântarea? Îți predau... Cine știe cântarea? Mâna sus. Acum, întrebarea grea. Câți dintre noastre au cântat vreodată cântarea asta? Îți predau, ca în engleză, I surrender. Oh. Câți au cântat cântarea asta vreodată în viață? Mâna sus. Ok. Ați cântat-o din inimă? Da sau nu? Da, nu, nu, da, răspundeți toți, da sau nu, sincer. Da? Cine n-a cântat-o din inimă? Vreau să știu, să zic că nu. Ok. Ați cântat-o din inimă, da? Și spuneți adevărul, da? Îți predau întreaga viață. Ce înseamnă asta? Întreaga, absolut tot, tot, tot. Ce înseamnă asta? Casa? Casa, da sau nu? Da sau nu? Ok, toată lumea scrieți acum un act, predați casa bisericii. Cine face treaba asta acum pe loc? Ha? Să zic că da, tare, acum, casa, scrie un act. Vă rog să nu ziceți că eu nu vreau să mințiți. Cine, mașina, cine vrea să predea acum mașina? Frații mei, cine vrea să-și predea libertatea? Hai, să Iosif la pușcă. Cine vrea să predea sănătatea, viața? Cine vrea să-și dea viața? Martir, cine? Cum putem, fraților, să spunem, ai surrender, all. Ce credincioși sunt, frate? Am cântat cântarea, îți predau totul. Frații mei, a iubi pe Dumnezeu înseamnă să fii dispus să predai totul. De acord sau nu? Isus a lăsat totul. Da sau nu? Dacă Iisus te iubește că a lăsat totul și dacă tu îl iubești pe El, lași totul. Soția mea când vine acasă și eu am fost acasă, n-am fost la servici în ziua aia, Uitați-vă la mine, că am vocea rea și nu pot să... Arăt bine așa, ce soția, vă rog să vă uitați la mine. <laughs> soția mea când vine acasă și e obosită și eu am fost acasă, mă pus și încălzesc capă, că știu că îi place masajul la tălpi, la picioare, și gătesc, și eu știu să gătesc, vreau să vă spun, gătesc o ciorbă de fai de mine. Când ne-am căsătorit, eu am învățat-o să gătească. Nu glumesc, vorbesc serios. Știu să gătesc de diferite feluri de mâncare. Știu să fac prăjituri, știu să fac tort, știu să fac chec. Dai de mine. Salate de o mie de feluri. Gătesc exact ce știu că îi place și când mine ca zic, stai jos. Se uită la mine și știe ce urmează. Îi aduc platou cu mâncare și apoi o spăl pe picioare și fac masaj la tâlpi. Și se simte ca o împărăteasă. Și -i dau la și zice, cât de mult mă iubești? Nu mă simt bine, știți? Când vin eu de pe drum, sunt mor de obosit de pe avion și a fost acasă, știe exact ce îmi place, pregătește tot, știe că îmi place masajul la gât, că se apucă și mă masează și o mănânc. Și ce zic, Dana, ne-ai mai pomenit, mulțumesc. Zice, dragă, cu mare, cu cea mai mare plăcere, mă face fericit, fericită să te văd că ți simt bine. Nu? Ce credeți că face asta, că îi trebuie ceva sau pentru că mă iubește? Când faci ceva pentru Dumnezeu, ori o faci din iubire, ori nu o face deloc, pentru că Dumnezeu primește darul care e dat cu... Noi nu vorbim de bani, noi vorbim de consacrare. Facă-se voia ta. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu-i faci voia? Cum poți să-i spun soției te iubesc, dar fac ca mine? Păi nu iubire, frate. nu iubire. Vreau să vă dau un exemplu. Un exemplu de, 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 de supunere. Um, eram mulți ani în urmă, aveam o secție de geamuri, aveam o secție de geamuri și m-a chemat, era directorul antreprizei de construcții pe județul Mehedinți. Nu vreau să vă spun numele, mi-am numele. Și m-a chemat de telefon și l-am -am sunat pe taică să pună geamurile la Automobil Clubul Român de lângă Hidrocentrală. Și zice, e mare, e construit nou, are două etaje, sunt geamuri grele, geamuri armate, sunt multe, sunt o mie și nu știu cât de ferestre în total și la parter și la etajul 1 și la 2, cu tot garajul și cu ofițurile, cu tot, 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 statutea geamuri și ce pe data cu tare, asta era peste vreo 5-6 luni, vine aușescu. Ce vrem că vin la gura băii să fie construcția terminată. Și ce tata altul a spus că el o ocupat să te chemăm pe tine. Zic, da, gata, vin cu echipa, punem geamurile. M-am dus acolo, eu tăiam și echipa le instala, punea chitul cum era pe vremea aia, cine-și mă amintește. Cine-și amintește ce-i aia kit de pus la geamuri? Oh, dacă vă amintiți, sunteți bătrân ca mine, bun. <laughs> Pune echipa, punea geamuri, le punea chitu, eu le tăiam, tăiam așa, în, în angro cum se zice, tăiam repede. Și vine la mine inginerul. Și ce goia, zic da? Ce sâmbătă n-ai venit la serviciu? Zic da. Ce nici duminică n-ai venit? Zic da. Păi zic, așa spune Biblia, de cezarului ce i al cezarului și Dumnezeu ce al Dumnezeu. I am dat sâmbătă lui Dumnezeu și duminica cezarului. Nu n-am venit. Ce stai, 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 poți el? Deci noi lucrăm și sâmbătă și duminica și lunea și noaptea și ziua, ținem lumina ei să terminăm până vine Jaușescu și tu, tu nu servești. Și zic, măi, fratele meu, termin totul la timp, asta e treaba ta, în rest e treaba mea. Și zice, dacă sâmbăta viitoare și duminica viitoare nu vii, te termin, te distrug o să vorbesc cu ăștia de la partid, nu știu ce, că ești împotrivă și că tu nu colaborezi și că nu-ți faci cincinalul și m-a luat cu politică, n-am înțeles nimic în ce vorbea, ce te distrug. Ce trebuia să fac? M-am gândit eu, în sfârșit, m-am hotărât să nu mă duc. M -am, nu m-am dus sâmbătă, m-am dus duminica, în fiecare seară am lucrat o oră, două în plus, trebuia să terminăm în 5-6 luni, am terminat cam în două luni jumate tot, toate geamurile instalate. Am terminat, și am aflat că Ceaușescu nu o să vină în șase luni, vine în trei luni. Când mă duc să-mi iau salariu, atâția metri pătrați, în cu 3 lei 40 cât era un metru, trebuia să-mi dea, pe vremea aia, să-mi dea vreo 6.000 de lei. Erau bani buni pe timpul lui Ceaușescu, pe 2 luni să iei 6.000. Așa, trebuia să-mi dea bani. Când mă duc, îmi dă 500. Păi stai mă, fratele meu, am muncit de 6.000, uite aici actele. Ce nu, n-ai venit sâmbătă și pentru asta ți-am tăiat salariu. Băi, mă, fratele meu, am pus geamurile? Le-am pus. Am terminat la timp, calitate, dăm banii. Nu ți-i dau. Pentru asta plătești. M-am dus directorul de antrepriză și zic, tu m-ai chemat, am muncit, nu-mi dă salariu. Ce n-am timp să discut acum, vine o mâine dimineață, la ora 8 ești aici, pentru că după aceea la 8 jumate mă întresc cu primul ministru, dacă ești la 8 aici, discutăm, vedem dacă e adevărat ce spui tu, dacă ai muncit, îți iei banii. Dacă n-ai ajuns la 8, să nu mai vii la mine. În seara aia a venit vărumiu și când venea vărumiu la mine, vorbeam toată noaptea de motociclete. Am vorbit de motociclete până la ora 4, m-am culcat la 4 și nu mai m-am trezit ca de obicei la 5 să mă rog, m-am trezit la 8 fără un minut. Când m-am trezit la 8, mă uit la ceas, zic, auleu, banii! Zic, doamne, îți mulțumesc că ai făcut mine la te rog să fii cu mine azi, în urmă, amin! Și tata meu era la ușă și zice, ce ți-ai făcut? Mă rugăciunea sau ai plecat ca, 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 ca floarea. floarea. era vaca lui bunica, aici ai plecat ca floarea. Și zic, mi-am făcut-o. Și zice, da, da, așa cu toată inima, zic, cu toată inima în viteză. Și tata se uită la mine și că așa de mult îl iubești pe Domnul că de abia aștepta să scapi, nu? Zic, nu, 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 îl iubesc pe Domnul cu toată inima mea, numai că îmi pierd banii, așa că trebuie să fug. Și tata lui zice, băi, dacă, acum tu te sui pe motocicletă și te duci și ai un accident și mori, ce se întâmplă cu tine? Păi zic, nu mor, tată, că iar barea nu mi-ai spus așa, iar barea nu pierde. Și s-a uitat la mine și ce tu spui că ești creștin. Dar dacă e să alegi între a petrece timp cu Dumnezeu sau a te duce la servici, să nu pierzi banii, tu alegi serviciu. Deci spune și mie, între tine și tânărul bogat, care e diferența? Păi zic că ăla era bogat, eu nu sunt. Îl aș permitea să pierde banii, eu nu-mi permit că nu am. Și s-a uitat la mine și zice, ok, treaba ta, tu ai prioritățile tale când mi zis că tu ai prioritățile tale, m-a cam deranjat și zic, e, ce știi tu? <laughs> m-am dus la ușă, am vrut să mă duc la motocicletă și m-am gândit, cum pot eu să spun că îl iubesc pe Dumnezeu dacă în prioritățile mele să ajung la servici, să mă întâlnesc cu directorul de antrepriză, să-mi iau banii, e mai important decât să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să petrec timp cu el. Și m-am gândit, Iisus se trezea dis de dimineață să petreacă timp cu tatăl. Și spune sora White că acolo era secretul puterii lui. Și că toți care ar petrece timp cu Dumnezeu la fel, ar avea aceeași putere. De fapt, Iisus le-a voi veți face lucruri mai mai mari și Iisus nu minte. Unde sunt lucrurile mai mari? De ce nu le facem? Și mi-am dat seama, mea, credința mea e o formă în care banii sunt mai importanți, dar eu spun că îl iubesc pe Dumnezeu din inimă și merg la adunare și cânt. Numai că în realitate am alte priorități. Și m-am gândit, sunt dispus să renunț la tot? Îți predau în tot. Sunt dispus să renunț la tot? E ușor să cânți, dar e mai greu să faci. M-am întors înapoi, am luat, m-am uitat la ceas, era deja 8 și 5, am pus ceasul în jos, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, te rog să mă ierți, că iubesc banii mai mult decât pe tine. Și acum vreau să stau cu tine, indiferent de ce se întâmplă cu banii mei. Și mi-a venit în minte că o tați mai întâi. Ce înseamnă mai întâi? Înseamnă mai pe cu 2 sau pe 3? Mai întâi în Lui Dumnezeu și Dumnezeu promite că toate câte, toate celelalte, vi se vor da pe deasupra. Nici nu m-am interesat, am pus ceasul în jos m-am rugat, am studiat, m-am rugat iar, am cântat, m-am dus, am mâncat, m-am dus în cameră, am terminat capitolul și după am zis, ce mai caut eu? ora 10. Ăla mi-a zis că dacă nu vin la 8 să nu mai vii. Ce mai caut eu la 10 să mă duc să-mi iau banii? Lasă-l în pace, nu mai mă duc. Și am simțit așa un îndemn, du-te mai, du-te și ia-ți banii. Pe ce să mă duc e ora 10? Mă sui pe motocicletă, mă duc, ajung acolo. Intru prima, prima încăpere, era secretara, în dreapta erau niște toalete și în stânga era directorul de întreprindă. Când intru în prima încăpere, îi ce secretara domnul Goia, ce mă bucur că n-ați venit, de unde a știut? Și eu mă uit la ea, ce să știu? că nu știați ce a venit, prim-ministru a venit aseară în loc să vină dimineața asta și ce directorul de întreprindere n-a venit. A fost plecat cu el la vatra haiducilor în pădure la restaurant să mănânce și a dimineața la opt n-a venit aici. Și acum cinci minute a venit. Deci, deci, de directorul venise și el tot târziu, înaintea mea cu 5 minute. Dacă veneam la 8, îl pierdeam și pe Dumnezeu și tot nu luam banii. Ce directorul, numai acum, înaintea noastră ce a venit, chiar acum. Și discutam cu secretara și ce nu aveți cum să vorbiți cu el, că e prim-ministru aici, nu cu el. N aveți cum, duceți-vă acasă, vă programăm maltată. În timp ce discutam, este directorul, se ce la VCO, mă vedeți că îmi cer scuze că ai stat aici de la 8. Îmi pare rău, dar am fost plecat. Ce îmi cer scuze că ai stat de la 8. A intrat la VCO și ce vine mâine. M-am dus acasă liniștit, m-am dus mâine din nou, și ce nu trebuie să mai stai aici, am verificat, ți-ai făcut munca, omul ăla nu te-a plătit, salariul ți-l dăm. Peste o săptămână am întâlnit în piață cu inginerul care nu mi-a dat salariu. M a început să mă înjure că l-au dat afară din servici din cauza mea. Și mă gândeam ce înseamnă să predai totul. Avram a fost dispus să sacrifice fiul. Cine e dispus să facă treaba asta? Moise a fost dispus să piardă totul. Cine i-a spus să facă treaba asta? De ce Dumnezeu i-a folosit pe ea? Pentru că oamenii ei l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât celelalte lucruri. Ce înseamnă facă-se voia ta? Lasă voia lui Dumnezeu să fie deasupra planurilor tale. Sora îi spune așa, Iisus nu făcea planuri pentru el. De ce? n avea cap sau pentru că avea alte priorități? Spune Dumnezeu, a primea planurile în fiecare zi de la Dumnezeu. Și apoi ce așa, tot așa și noi, ar trebui să punem planurile noastre, spune dânsa la picioarul lui Dumnezeu în fiecare zi, să fim dispuși să le împlinim sau să renunțăm la ele după voința lui și apoi să cerem planul lui. Da? apoi e foarte interesant. Ceri planul lui. Biblia spune așa în Ieremia 29. Ce spune acolo? Știu planurile care le am cu privire la tine. Să-ți dau un viitor și Dumnezeu ce știu planurile și îmi spunea ceva, da, frate, e planul mântuirii. Și a spus, frate, tare nu știi gramatică. Nu este știu planul singular care la el, ci știu planurile plural. Și dacă te uiți în gramatica din ebraică, se, se, referă la prezent. Dumnezeu are cu tine un plan azi. Dumnezeu are cu tine un plan mâine. Dumnezeu are cu tine un plan poi mâine. Conduceam dinspre Tennessee spre Wisconsin. Erau de condus, să zic eu, 11 ore, mai mult sau mai puțin, depinde cum conduci, nevasta conduce 2 și eu o conduc 10, depinde cum conduci, cu ce viteză. Și conduceam și era zăpadă, linsese de vreo 3 zile continuu. Zăpadă așa dură, plin și cu vânt și se dezghețase puțin ziua, spre seară înghețase, aluneca, erau aici și acolo câte o mașină în șanț, aveam 4x4, nu avea treabă, conduceam. Și soția cu mine când conducem, în loc să ascultăm la news, care sunt toate bad news, și în loc să ascultăm la muzică, ne rugăm și apoi ascultăm la o carte despre un profetic audio. Și ne-am rugat și -a zis, Doamne, care e planul tău cu noi azi? Și de multe ori mă sună lumea ce, păi, frate, m-am rugat și Dumnezeu nu mi-a spus planul. Păi, frate, Dumnezeu nu e politician. Politicienii vorbesc tot timpul și când au nimic de spus. Dumnezeu vorbește când e ceva de spus. Dar tu trebuie să asculți tot timpul. Că dacă n asculți, s-ar putea să nu-i auzi vocea. Trebuie să fii tot timpul acordat ca atunci când vorbește să-l asculți. ne-am rugat, Doamne, care e planul tău cu noi astăzi? Și apoi am ascultat la cărți, iar ne-am rugat, iar ne am ascultat și la un moment dat sună telefonul. Când mă uit pe telefon, zic, aoleo, doamne ferește, păi ăsta e cel mai bun, dintre, nu e cel mai bun, unul dintre prietenii mei ei bun, dar ăsta vorbește de scad urechile, adică ți se ofilesc când vorbește, zici că vorbește cu baterii solare, adică vorbește tată. Și zice soția, dacă îi răspunzi astuia, mă avem 5 ore până acasă, până ajungem acasă și pe telefon. Se duce și bateria, se duce și urechile tale, se... nu mai avem timp. Nu i răspunde. Zic, ok, nu răspund. Am ținut telefonul închis, sună iar, sună iar, ignor și zic, Doamne, arată-mi care e planul tău. Și sună telefonul din nou. Zic soției, mă, dacă ăsta e planul Dumnezeu să răspund, și că nu se poate să fie planul meu că zice, îți dai seama că ăsta te sună și vor, data trecută când te-a sunat, te ai vorbit până la 3 dimineața. Nu răspunde. M-a rugat din nou, Doamne, arată planul tău, iar sună telefonul. Zic, mai trebuie să răspund. Am răspuns la telefon, zic, ce mai faci bine, tu ce mai faci bine? Și ce uite care-i treaba. Plec în, în mission trip în Cuba și din cauza zăpezii n-a venit autobuzul, mașina mea e stricată, niciun membru din biserică nu vrea să mă ducă, roagă-te pentru mine că sunt disperat, pierd avionul. Zic, băi, eu știu că tu locuiești prin zona acutare, Zice, da. Zic, acolo sunt eu acum. Păi ce, n-ai ce căuta aici, că tu ești în Wisconsin, în nord și eu sunt în mijlocul Americii, n-ai ce căuta aici. Zic, acolo sunt, chiar acum conduc pe acolo. Veneam din spetene și merg acasă și chiar acum conduc. Zic, la ce exit? Păi 109. Păi zic, uite acum, văd. uite exit 109, mă apropii de el. Și că ieși. Am ajuns chiar atunci, în clipa aia, la exitul lui, am ieșit, am luat-o la stânga, m-am dus la casă, l-am luat în mașină, în loc să mă duc acasă, m-am dus la aeroport la Chicago, l-am dus la aeroport, am ajuns acolo cu puțin înainte spre ce avion, am prins avionul, s-a în Cuba, botezat vreo 26 sau mai mult, nu mai știu exact numărul. ce a, ce -a însemnat să împlinești planul lui Dumnezeu în ziua respectivă, nu? Discutam cu un, cu un, cu un frate care locuiește în Michigan, are un business și s-a hotărât să caute planul lui Dumnezeu în fiecare zi din viața lui. Și în fiecare viață zice ca Isaia, iată-mă, trimite-mă. Se pune la dispoziția lui Dumnezeu, Doamne, să atâția oamenii în jurul meu. Gândiți-vă, frații mei, surorile mele, gândiți-vă în societatea în care trăim, Câți oameni sunt necăjiți? Câți oameni sunt divorțați? Câți oameni sunt bolnavi? Câți oameni sunt fără bani? Câți oameni sunt stresați? Câți oameni sunt disperați? Iar noi avem lista cu planul nostru, suntem atât de ocupați cu ce avem noi de făcut, că nu vedem pe nimeni în jur. Suntem morbi și surzi la necazul lumii. Iar Iisus spune, spiritul profetic și Biblia, că trecea și pe unde trecea, mângâia pe toți, vindeca pe toți, alina toate durerile. Pe unde trecea el se știa că a trecut Isus. Orașul întreg nu mai avea suferință. Și noi trebuie să fim urmașii lui, trebuie să fim ucenicii lui. Cum ești tu o binecuvântare pentru lume? Cum ești tu un urmaș al lui Hristos? Dacă tu ești atât de ocupat cu treaba ta, că tu n-ai timp să vezi durerea alor din stânga și din dreapta. Și spunea Dumnezeu, m-am hotărât în fiecare zi să-i cer planul lui Dumnezeu și să las la o parte businessul meu cu orice risc, chiar dacă pierd businessul, și să-l pun pe Dumnezeu primul și apoi serviciul meu. Să-l pun pe Dumnezeu primul, căutați mai întâi. Dumnezeu e prioritate, e numărul unu, ca tânărul bogat. Vând tot și-l pun pe el pe primul, pe primul loc. Și ce o zi, două, trei, Dumnezeu n-a răspuns. Ce într-o zi conduceam prin zăpadă, din nou zăpadă, dar în Michigan e normal să fie zăpadă. În Michigan ninge de două ori pe an. Oată trei luni și oată trei luni, știți? Adică ca în Chicago, bate vântul de două ori. Șase luni din nord și șase luni din sud sau ceva de genul ăsta. Deci, zăpadă. Dânsul conducea pe Interstate pe 94 pe 94, și se ruga, Doamne, arată-mi voia Ta astăzi. Și e inspirat în minte, aude așa ca o voce care zice, uită-te la dreapta. Se uită la dreapta și departe de tot, în câmp, departe de tot, departe de tot, în câmp, vede așa o moviliță, o moviliță albă și spune soției, am văzut un bump, o moviliță albă în câmp. Și soția zice, tot câmpul e movile și tot câmpul e alb, ca nins. Ce nu, nu, nu. Am văzut ceva special și eu cred că Domnul mi-a arătat. Și trebuie să ne întoarcem înapoi. Soția zice, că nu, n-ai văzut nimic, ai mâncat prea multă pizza, ai e toată treaba, aia aici ai văzut. Ce nu, nu, nu. S-a dus până la primul nou u turn adică unde n-ai voie să întoarci decât poliția și salvarea și pompierii, a întors pe acolo, s-a dus înapoi la exitul următor a întors din nou și a venit din nou pe același segment de drum, a mers încet și se uita, a văzut de departe, a parcat mașina pe, pe, pe shoulder, cum se zice, în afara drumului, a pus avaria și a luat-o prin zăpadă și a mers prin zăpadă s-a dus, s-a dus, s-a dus, s-a dus, 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 dus pe câmp, când ajunge la respectiv un bătrân cu halat alb, cu părul alb, căzut în zăpadă și nins pe el acoperit de zăpadă înghețat avea la mână o bandă, scria numele și aici scria Alzheimer's. Adică plecase de la spitalul de bătrâni sau de la azilul de bătrâni sau de unde o fi plecat, să se ducă acasă și uitase unde e casa. Și s-a rătăcit, a ajuns pe câmp, a căzut, a nins pe el, a înghețat. Fratele nostru l-a luat în brațe, a fugit la SUV, l-a pus în mașină, a fugit la primul spital. Când a fugit la primul spital, ce doctorul, un minut, două mai târziu și era prea târziu. L-a adus în ultima clipă, îl salvăm. Când și-a revenit bătrânul, doctorul sună la fata bătrânului și o cheamă, vin la spital. Vine fata bătrânului și zice, astuia zice, mulțumesc că n-ai dat cu mașina peste el. La care fratele nostru zice, păi n-aveam cum să dau cu mașina peste el, că nu era în drum, era pe câmp și era acoperit cu zăpadă. Și ce, păi cum? Adică, dacă era acoperit cu zăpadă, cum l-ai văzut? Și dacă era departe pe câmp, oamenii când conduc se uită în față și sunt ori pe celular ori ascultă muzică, ori discută, nimeni nu se uită când conduci în față, te uiți în dreapta și departe și acoperi cu zăpadă. Cum l-ai văzut? Ce mai dacă spun zici că sunt nebun? Spunem. Păi eu m-am rugat ca Dumnezeu să mi arate care e voia lui, să fac voia lui azi. Și Dumnezeu mi-a spus în minte, uite la dreapta și m-am uitat la dreapta. Și aici ce vreau să-mi botez. Păi stai puțin. Tu nu cunoști biserica mea, nu mă interesează, vreau să mă botez, vreau să merg la biserica ta. Păi noi nu ne închinăm duminica, noi ne închinăm sâmbătă, ce nu pot să te închin marția, vreau să vin la voi la biserica. Păi noi nu mâncăm porc, mănânc ce mănânci știu vreau să vin la voi la biserică. Păi dar de ce vrei că tu nu știi? Pentru că celelalte biserici au numai teorie. Voi aveți prezența lui Dumnezeu și mie întrebe un Dumnezeu, nu numai teorie. Frații mei, ce înseamnă să faci voia Dumnezeu? Faci voia ta zi de zi, îți faci planurile tale zi de zi, dar zici că îl iubești pe Dumnezeu, te duci la biserică, cânti cum baia, mă înțelegeți, nu? Și înseamnă gata, faci planul lui Dumnezeu. Dacă ești un creștin numai de ziua a șaptea și nu ești de fiecare zi, cum poți să spui că ești creștin? Când te rogi și spui, Doamne, facă-se voia ta, ești dispus să faci voia lui? Și dacă ești dispus, îl întrebi, Doamne, care e voia ta, arată mi -o. Și dacă îl întrebi, asculți că Iisus spune așa, Iisus spune așa, oile mele cunosc, cunoști glasul lui? Cum cunoști glasul lui Dumnezeu? Că probabil că v-am mai explicat asta vreodată. Cum cunoști glasul lui Dumnezeu, nu? Cum distingi glasul lui Dumnezeu de glasul tău și de glasul satanei și de glasul minții când ești obosit și mintea bate câmpii? Cum, cum deosebești? Foarte simplu. Iisus spune, oile mele știu glasul meu. Oile mele știu glasul meu. Clar. Apocalips spune așa, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor cine? Duhul. Deci tu trebuie să cunoști glasul Duhului Sfânt dacă ești creștin. Dacă tu nu cunoști glasul lui Dumnezeu și zici că ești creștin, e ca și cum a zis eu, sunt căsătorit de 38 de ani, dar n-am habar, nu-i cunosc vocea soției. Pe ce căsătorie e aia? Eram uh, prima dată când am intrat în lucrare în America, în 2000, când am terminat școala în Andrews, uh, și ne-am dus noi în primul district acolo și prima casă care ne-am luat-o, am luat prima mobilă. Și, frații mei, eram la început, adică la început, ce înseamnă Un fel de zgârie brânză, adică nu aveam nimic, 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 nimic. Și nimic ăla era foarte subțire, un nimic de-al mic de tot. Și m-am uitat, eu sunt prea sărac să cumpăr ceva ieftin, dar nu pot să cumpăr nici scump. Dacă e ieftin, are calitate, se rupe, dacă e scump, n-am bani. Și am ales așa o mobilă care să nu fie nici scumpă, nici ieftină, să fie așa, cu calitate, dar totuși nu scumpă. Și mi-am rupt din suflet și am făcut și datorie, că n-aveam bani să o iau toată, am pus așa să o plătesc pe un an și am luat în sfârșit mobilă. Am luat sufrageria și dormitorul. L-am adus acasă joia, le-am instalat și mă uitam la ele, să mă așez, mă uitam așa și le scuturam și mă simțeam bine. Am cumpărat prima mobilă în America, Doamne, Domnul să fie lăudat, în sfârșit. Și chemam vineri membrii să vină pe la noi, cum îi chemam vineri seara, să ne rugăm împreună. Și ploua. Și vin ăștia, vin, să zic eu, 20-30 de membri și una dintre ele vine cu, cu copii și vin încălțați din noroi, din ploaie și vine în casă și sare direct pe mobila mea nouă, pe canapea. Mi s-au roșit urechile, a început să mă doară stomacul, am început să tremur, am văzut stele verzi în față și era să... Zic, nu vezi mai femeie, copilul tău sare pe mobila mea, pe, pe canapea mea nouă, cu pantofi plin de noroi și eu am dat ața bani pe ea, cam. Și eram gata să explodez, să-i să mănânc cu tot cu puf, cum se zice. Și soția se uită la mine și ce vină până în bucătărie, te rog frumos. Zic, nu pot să vin. Ce acum. <laughs> zic, mai încolo. Și te aștept în bucătărie. Ah, M-am dus în bucătărie. Și ce se uită la mine și ce. Îl iubești pe Dumnezeu din toată inima? Zic da, ce întrebare e asta? Ce nu, nu, nu vreau să răspund sincer. Îl iubești pe Dumnezeu din toată inima? Zic da! Îl iubești mai mult decât mobila. Zic <rătăși> da, normal că îl iubești mai mult decât mobila. Și trebuie să-l iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul. Da. Și pe aproape le ca pe tine în sus. Zic, lasă-mă, că acum știu unde mergi. Zic pe aproape le ca pe tine în sus. Da. Că dacă nu-l iubești pe aproape. Nici pe Dumnezeu nu-l iubești. așa spune în Iacov la capitolul. Cine știe? 4. Că cine că spune că îl iubești pe Dumnezeu și îl iubește aproapele, ce zice acolo? Este un. Auu, așa scrie. E un mincinos și iubirea lui Dumnezeu nu este. Iubirea lui Dumnezeu nu este în el. Dacă tu spui, voi ce-l iubești pe Dumnezeu, oh, 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 și nu-ți iubești pe aproapele, e o minciună. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, îl iubești și pe aproapele. Așa este, fraților. Și soția zice, îl iubești pe aproapele? Da, mai mult decât, decât mobila. Zic, zic scuze-mă, dar nu se, nu se leagă una cu alta. Poți să iubești pe aproapele fără să-mi distrugă mobila. Și ce știi ceva? Se leagă foarte bine. Că tu pe aproapele ei iei dar mobila nu ei. Și Dumnezeu te-a chemat să-l iubești pe aproapele și să-l salvezi, nu mobila. Și ce trebuie să te hotărăști? S-a uitat soția în ochii mei, eu m-am uitat în altă parte, mă ia de obraz, mă întoarce a pus palmele pe obrazul meu, m-a luat așa buze lângă buze și zice Tu nu duci mobila în cer, dar pe aproapele trebuie să-l duci în cer. Dacă nu, ieși din lucrare și ieși din biserică, tu nu ești nici pastor, nici adventist. Zic, cam nu se pare că ești prea dură. Ce nu, cred că tu ai uitat care e chemarea ta. Ce du-te în grădină, calmează-te, roagă-te și vezi pe cine iubești mai mult. De ce te-a chemat Dumnezeu? Apoi întoarce-te și fă ce vrei. În clipa aia nu mai plăcut de soție, dragă. <laughs> Știam care dreptate și mă enerva. M-am dus în grădină și am zis, Doamne, te rog să mă ierți, să-mi dai răbdare, că mine să-i strâng de gât pe ăștia care au copii needucați. Te rog să-mi dai iubire, să iubesc pe care nu pot fi iubiți. Nu pe care pot fi iubiți, că ai ușor. Și m-am întors înapoi și am strâns din dinți și am zâmbit frumos și am lăsat să sară pe canapea. Și au sărit pe canapea, și au sărit, și au sărit, și au sărit. Și -au sărit mă durea stomacul, înroșiseră urechile, dar am zis, nu are nimic, am pierdut și o mobilă și gata. Sâmbătă mă duc la adunare. Când mă duc la adunare, vine mama băiatului care sărise și pe care o lăsase bărbatul, vine la mine, mă ia în brațe, pune cap pe mine și începe să plângă. Zice, de când m-a părăsit bărbatul, ce sunt disperată, nu știu ce să mă fac copii și nu mă ascultă. Când se duc la el, le duc jucării și îi lasă să facă ce vor, când vin acasă, eu trebuie să-i pedepsesc. Și ei, zice, ei zic că bărbatul e bun și că eu să rea că pedepsesc ce nu știu ce să mai fac, sunt disperată fără bărbat. Și ce toți îmi spun ce copii răi ai, ce copii răi, ce copire ai. Și tu ești singurul care îmi iubești copiii când ai zis o vorbă. În mintea mea, trebuie, să cu, trebuie să vorbești cu soția, nu cu mine. Ce tu ești singurul pastor care îmi iubești soții, copiii mai mult decât mobila. Au sărit pe mobila ta, mi a dat seama că e nouă, ce îmi să intru în pământ, te rog să mă ierți. În clipa aia mi-am dat seama ce ar fi fost dacă săream la gâtul ei și la gâtul copilor. M-ați înțeles? Care e voia lui Dumnezeu? Să-ți faci planurile tale, îți vezi de interesele tale sau să renunți la tine, soția după aceea a luat niște clorox wipes, a curățat, nu s-a văzut nimic și mobila aia am ținut-o până acum vreo 2 ani, am ținut-o, frații mei, 20 și ceva, 27-28 de ani am ținut-o. Și a fost bine mersi mobila, n-a puțin nimic. Care-i voia al Dumnezeu? Să, 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 să faci ce crezi tu? Sau să renunți la ce crezi tu și la ce vrei tu? Și să faci ce spune Domnul. Că de-aia zici, facă-se voia ta. Cum? Precum în cer, așa și. Păi cum se face până Lui Dumnezeu în cer? Când Dumnezeu zice, îngerul lui Gabriel sau îngerul lui, nu știu care, îi du-te acolo. Și el stai să vedem, n-am timp, îmi pare rău, n-am bani, -am, stai să facem un comitet să discutăm. Așa zice. Cum ne permitem noi să spunem că îl iubim pe Dumnezeu? și nu facem voia lui. Când îl iubești, faci ce spune. Și ca să faci ce spune, trebuie să-i cunoști vocea. Trebuie să știi ce spune, că altfel nu poți să faci ce spune dacă nu știi ce spune. Și cum îi cunoști vocea? Păi, cine m-a auzit povestind, eu mănânc așa mai des, da? Și nu mă simt vinovat, mă simt bine, îmi pare bine. Când mănânc, mă simt salvat, mă simt bine. Și soția știe că dacă nu mănânc, am un metabolism rapid și se consumă totul și tremur, îmi tremură picioarele și mâinile. Soția mă sună la fiecare patru ore. Hei, ce mai faci? Bine, tu bine. Ai mâncat? N-am mâncat, am comitet. Iau un sandwich. N-am timp. ia mă un sandwich că-ți iau un minut. Ia o banană, ia ceva, mănâncă. Și după aceea te la comitet. Bine. Vezi că te sun peste un minut. Bine. Te iubesc și eu te iubesc, papa, papa. Peste un minut, Ai mâncat? Nu am. mi-ai promis că mănânci. Iau un sandwich. Bine. Pa, te iubesc. Pa, pa. Peste patru ore. Hei, ce faci? Bine. Ce faci? Uite, acum am un meeting. Și iau o banană. Bine. Vezi că te sună apoi, bine, te iubesc, te iubesc, papa. Pa. Când mă duc seara acasă, trec printre munți, pierd semnal, un an semnal, o bară, zero bare la telefon, nici una, una, nici una, una, sună telefonul. Și ce? Ce faci? Că, sandwich, că, te iubesc. De unde știu eu că e soția? Păi simplu, frate, îi cunosc vocea că mă sun la fiecare patru ore. De când ne cunoaștem de mici, tot vorbim, toată viața, vorbim de toate. Adică nici nu trebuie, când soția se uită la mine, când avem un să nu trebuie să spună nimic. Când se uită la mine, știu ce vrea și fac. Gata. Fără, fără vorbe, doar se uită la mine și știu exact ce vrea. De atâta viață împreună, nu? Vorbim tot timpul, tot timpul, la fiecare patru ore, la fiecare tot timpul. Unu, pentru că vorbim tot timpul, îi cunosc vocea. Dacă mă tale mă suni, nu-ți cunosc vocea că nu vorbim niciodată. Dacă mă suni, ai cunosc vocea. Și doi, nu numai că vorbim tot timpul și am învățat tonul vocii, dar soția mea e foarte consistentă, adică știu exact ce vrea. Nu zice, azi mănâncă și mine e, băi, de ce mănânci? Adică știu, totdeauna nu se schimbă, totdeauna îmi spune același lucru. Nu mai vorbi tare, mănâncă la timp, mănâncă sănătos, nu spune niciodată, hai, poți să mănânci nesănătos. sănătos. Niciodată, totdeauna îmi spune același lucru. Cum îi cunoști vocea lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu, nu poți să-i cunoști vocea dacă nu vorbești niciodată cu el decât în crize, dacă vorbești tot timpul cu el, îi vei învăța vocea. Dacă nu ești voța, înseamnă că trebuie să petrești timp mai mult cu el ca să-i înveți vocea. Și doi, Dumnezeu nu se schimbă, e același ieri, azi și mâine. Într-un cuvânt, Dumnezeu e consistent. Ce s-a spus ieri, o să spună și mâine. În momentul în care petrești timp cu el, o să-i vocea. Așa se învață. Facă-se voia ta. Facă-se voia ta. Cât timp mai este, frate, sora? Puțin? 10 minute. Ok, putem să o așa o apropiem de încheiere. Facă-se voia ta. Asta implică o dorință sinceră de a pune voia lui Dumnezeu deasupra planurilor tale. De a pune voia lui Dumnezeu deasupra intereselor, de a face pe Dumnezeu prioritate. Unu, doi, a petrece timp cu El în fiecare zi. Chiar dacă eu dorm patru ore și tu dormi opt ore. Te cuci mai devreme cu o oră și te trezești mai devreme cu o oră pentru că Dumnezeu este prioritatea vieții tale și vrei să-L cunoști, ai o dorință să-L cunoști. Petrești timp cu El, îl pui pe Dumnezeu pe primul loc. Căutați mai întâi împărția Dumnezeu și Dumnezeu promite că celălalt e vor deasupra. Puneți-L la test, gustați și vedeți că dacă Dumnezeu a promis, Dumnezeu își ține cuvântul. Petrești timp cu El, începi să-i cunoști vocea, și pe măsură ce îl experimentezi, înțelegi că Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu, datorită nu ție, și datorită caracterului, nu minte. Dumnezeu îl onorează pe acela care îl onorează pe el. Într-un cum, dacă tu îl pui pe primul loc și servești, Dumnezeu o să aibă grijă de cine? Îți va purta de grijă. Niciodată, când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, nu o să pierzi. Asta e diferența între creștinii adevărați și creștinii de formă. Dumnezeu devine prioritatea vieții lor, devine numărul unu, devine comoara de preț, devine centru, motivul vieții. Asta fac creștinii adevărați. Mai mult decât atât, când zici facă-se voia ta și este un slogan, adică ta-ta-ta-ta-ta toată rugăciunea și la sfârșit e un fel de formulă încheiere, facă-se voia ta în numele Lui Isus amin. Ce înseamnă facă-se voia ta în numele Lui Iisus? Păi fraților, în, 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 în seria mea de, de rugăciune sunt 12 prelegeri, noi nu avem timp decât de vreo 5-6. Dar una dintre ele specifică este în numele lui Isus. Ce înseamnă numele lui Isus? Păi dacă vă uitați, zice tot ce vă rugați, după voia mea, veți primi. Dar în altă altceva zice în numele meu, în alta aici după voia mea. Iar Spiritul Profetic spune așa, numele pe timpul ăla reprezenta caracterul, voința sau reprezentanția ambasadorii. Vin în numele împăratului Cutare. Vin în numele, erai un ambasador. Vin în numele împăratului Cutare. Tu când te duci ambasador, tu nu spui ce vrei, ci spui ce te-a pus împăratul să spui, că tu reprezinți împărăția respectivă. Tu nu te duci acolo să spui ce vrei. Tu te duci acolo să spui ce te-a pus împăratul care te-a trimis în numele căruia mergi. Tu când te rogi în numele lui Isus, tu nu cer ce vrei ci ceri ce ți-a spus el, pentru că tu vii să-l reprezinți pe el. Și spune sora White că te rogi în acordanță cu caracterul lui și cu planul lui și cu voia lui și nu ceri nimic de la tine decât ce spune el să ceri. De aceea spune în Romani 8 că noi, Duhul lui Dumnezeu trebuie să mijlocească pentru că noi nici măcar nu știm ce să cerem. Nu spune în original că nu știm cum să ne rugăm, ci nu știm ce să cerem. Trebuie să ceri ce te inspiră Duhul, să ceri nu ce crezi tu că vrei. Pentru că ce crezi tu că trebuie nu este în realitate ce trebuie. Dumnezeu știe mai bine ca tine ce trebuie. Și ce își pune Dumnezeu, aia este important pentru mântuirea și pentru viața ta. Să ceri numele Lui nu este o formulă. Și să spui, facă-se voia ta, dar în inima mea sper din inima ca Dumnezeu să facă voia mea. Adică, Doamne, te rog asta și asta, facă-se voia ta, dar te rog frumos, fă voia mea. <laughs> Ești dispus când ai spus facă-se voia ta să accepti voia lui? Cu bucurie și cu încredere chiar dacă nu înțelegi? Nu mai avem timp. Aveam un exemplu foarte bun cu când nu ești dispus să accepti voia lui. Când se pare că voia lui este foarte grea. Probabil că o să dăm mâine pentru că vreau să termin la timp. Nu de altă, dar m-a apucat foamea. <laughs> dar, frații mei, surorile mele, gândiți-vă cu toată seriozitatea. Că noi ce învățăm aici nu e numai teorie. Bă, gata, m-ai ascultat încă o predică. Ce număr? Predica 2574. Încă o predică. O viață de predici. Nu este o predică. Ce este apelul lui Dumnezeu la inima ta să schimbi viața și să trăiești ce înveți. Să nu-ți pierzi timp când la biserică și când vine Domnul ce nu te cunosc. E cea mai nenorocită situație. Ți-ai pierdut o viață în biserică Că așa spunea tatăl meu, cu fundul în două bărci. Nici cu lumea, nici cu biserica. Nici rece, nici în clocot. În mijloc. Și spui că vrei să-L iubești pe Dumnezeu, dar faci voia ta. Dacă ești aici, Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să pui toată inima. Și să cauți voia lui Dumnezeu și să pui voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta. Și să ai încredere că Dumnezeu care a dat pe Fiul Lui pentru tine și care ți-a promis că dacă pui pe El și împărăția Lui pe primul loc, El va avea grijă de celălalt, să ai încredere că Dumnezeu va avea grijă de celălalt. Să guști și să vezi. Și apoi când vezi cum lucrează Dumnezeu, îți dă încredere că data viitoare, când hotărăști din nou să știi Dumnezeu, a avut grijă de mine data trecută, îl pun din nou pe primul loc, că și data viitoare va avea grijă de mine, pentru că Dumnezeu este credincios. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Nu vă mai dau exterioara în seara asta, un exemplu de cum lucrează Dumnezeu. Vom continua probabil că mâine dimineață. Domnul să ne ajute să punem toată inima și cu ajutorul lui să împlinim aceasta. Amin.